Până ziua zic eu, pisimază, de noi, chiar mâine de Turcia, a curhi cu prota gheave se permânește și au aia vai hrăstusima preasfinției Visarion, care ne dea de apofosea sau vluia ta putem să drămă este gheave se pe limba românească cu catedrala Aiu Nicola. Te-a esta prota, vai dau zborul a preasfinției Visarion, să nu zic că două zboară. Și o plăcărinică. Și de-apoi aia ne mă rugăm prezentăm mai prezentiți și profesorii care v-au năsbrat azi. Da, hai să zicem. Cuvântul meu, bine v-am găsit, bine ați venit aici la Tulcea. Ne bucurăm în chip deosebit că în dimineața aceasta, în catedrala noastră, s-a sfârșit o liturghie în limba română. Ne bucurăm că ați venit și dumneavoastră. Iată, noi trăim aici în bună pace, avem multe parohii cu aromâni, mergem cu drag acolo. Chiar nu de mult am fost la Ciamurlia de Sus, o comunitate de români, unde am instalat un nou preot. Vă spun încă o dată, felicitări pentru azi dimineață, felicitări și pentru cartea aceasta frumoasă pe care o scoateți și Dumnezeu să vă ajute. Zicem o rugăciune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează comunitatea aceasta și pe noi robii Tăi, că sfântești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani. Vă zic și un alt lucru de oaltă, Episcopia de Tulcea are Biblia, permânește tu biblioteca a lor și de-a oaltă și în club Protazul de Paști va să văzăm și lui armânește în două zboară și cum văzăm pe toate alte biblii țivânează oa. Bine, dacă veniți în a doua zi de Paști, numai puțin. A doua zi de, în prima zi de Paști, noi facem vecernia și citim Evanghelia în 12 limbi. Dacă veniți dumneavoastră, vă îmbrăcăm într-un stihar și împreună cu preoții citiți pericopa evanghelică, arătarea lui Iisus, lui Toma, citiți în limba română. Da? Sigur. Să ajungem până la timp mai cititoresc, în ideea de bani. Te-ai făcut de lucru. Te-am făcut de lucru. Acum, dacă nu trimite un reprezentant. Bine, domnul primar. Tot ne-a spus două cuvinte și domnul primar o să-i spun, o să rog pe domnul primar să-mi spună două cuvinte până începem evenimentul despre noi, despre etnia română. Și mulțumim că a fost alături de noi și dimineața la slujba la biserică. După cum observați, amestec româna cu armâna, unde este de evidențiat sau de înțeles spun și română, iu lipsește, ați brăscut pe rumești. Preasfinția voastră, domnule președinte Canacheu al comunității, stimați oaspeți, având în vedere că ne adresăm totuși publicului larg, e bine să vorbim pentru toți cei care ne urmăresc, ca să fim pe înțelesul tuturor. Într-adevăr, un moment emoționant astăzi, pentru prima oară în Tulcea și evident că se cuvine să-i mulțumim preasfinției sale pentru îngăduințe și pentru binecuvântare. Iată că s-a putut ține și o slujbă în a română. Este, dacă vreți, o chestiune de mândrie pentru această comunitate, destul de însemnată la noi în oraș. Faptul că, iată, pentru prima oară și spiritual există o asemenea gen de exprimare. Mulțumim tuturor celor care ne-au făcut onoarea și, dacă vreți, cinstea să ne fie alături. Faptul că manifestarea de dimineață este dublată și de o lansare de carte nu face decât să întregească o zi încărcată de spiritualitate armânească, chestiune pentru care rămânem datori tuturor celor care s-au implicat în organizare,
Sincer, mă așteptam să văd mai mulți oameni, dar probabil fi și o zi lucrătoare și armânii știți că alăgarea după lucru și după parazii e mult mai importantă, probabil sunt mai puține aici. Dar pentru faptul că, iată, dăm startul în asemenea gen de manifestări, este foarte bine. Așadar, vom fi oricând, dacă vreți, pregătiți să găzduim asemenea gen de manifestări. Comunitatea armănească din Turcia este o comunitate serioasă, ambițioasă și în momentul când își asumă asemenea gen de responsabilități, evident că le duce la bun sfârșit. Oaspeților, le mulțumim pentru, încă o dată, pentru cinste și pentru onoare. Vă așteptăm oricând cu sufletul în palmă. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim. Am să fac o mică introducere a cărții sau a evenimentului respectiv, după care îmi dau cuvântul profesorului Mecea Tușa. Am să fac pe Alex. Cartea respectivă are o istorie foarte tumultoasă. Plecând de la acel studiu pe care l-a făcut Weigang în Balcan cu și despre armâni, faptul că se vorbește de peste 120 de ani de această carte, deși n-a fost tipărită niciodată în limba română. Este prima traducere în limba română a cărții respective, carte care a fost lansată anul trecut la Târgul de Carte Gaudeamus. A fost prezentată și în București și la Constanța și iată, astăzi este în rândul nostru la Tulcea. Cu o mică piedică, ca să-i spun așa, trebuia să fie lansată într-un cadru universitar la Universitatea Ovidus din Constanța, dar datorită intervențiilor brutale, spun eu, al unor persoane, n-a mai avut loc. Sperăm ca asemenea gen de evenimente să se realizeze într-un cadru universitar. Eu sper ca să fie dezbătută cartea respectivă la Universitatea Ovidus, așa cum ne-au promis conducerea de acolo. O să spună probabil Enache mai multe cuvinte vis-a-vis de această nelansare a cărții la Universitatea Ovidus din Constanța. Și o să ne povestească despre istoria cărții. Foarte scurt, bineînțeles. Am să las pe Alexandru să vorbească, eu mă retrag. Și după care vorbească Enache. Alexandru Gica este profesor de matematică și un foarte bun cunoscător al istoriei armânilor. Asta datorită faptului că în familie provin de o familie mixtă. Profesor mixtă. De matematică, profesor de istorie, în sensul ăsta mixtă. Ca și vocație. Ca și vocație. Și le-am binat pe amândouă. Da, v-am văzut că tata care e dascal de istorie are azățua de militare și nu para vream zina zaua, mai el mi-e când a zis zina oa și a și că pe zina oa să zburăsc cu ștu numai lui. Tora, proces isterică situație cu Stanța și sigur că este una emoție, sigur da, una din serie de această serie de carte. Voi însi mă iau largul de aceea tensiune țifu și pentru suni să zburăm mai mult de carte, că mi-e desu că asta în greacă mai mult. Că armânii îți mi-e cu multul câțe cartea nu fu apridusă până tora tu limba română. Voi să văză că dau zboară, pistipsesc cu eu, că nu fu apridusă până tora tu limba română. Prota și prota pistipsescu că nu fu cana pufusit o apriducă. Am asigurat sunt și alții furni. Tora va văză varianta conspiraționistă armână, cu care nu hiu simfon 100%. Varianta conspiraționistă armânească zățea și cartea nu fu apridusă de furnia numălii. Numă care tu limba germană este un echivalent ti armâni iti zborlu arămâni. Tora care minduita conspiraționistă armână? Că Weigand fu acel că bate de ațea că s-a dă zborlu a român, lucru care nu este de alihea. Ama armânii patrioți de ață, pistipsescu că cartea nu fu apridusă atât chiro, tamam ca si să ascundă aestă lumii de alihea armână. Vă ghivăsesc cu mași pasajul de protru zbor, de cuvânt înainte, îmi cheamă ma Ampadi. Ce era așadar mai firesc decât să le fie lăsată propria lor denumire, firește sub forma germană. Și tu ai zății români,
Românii pot scrie arămâni sau armâni. Pentru ei se poate, dar nu și pentru germani. Au exigisea, știi, că țetul german în hemă m-a complicat. Și sigur, adeaua una moabeti, multă frustrare, tu lumea armână, câțe maca, vaiga, înzățea și câțe să ajungi la zborul la român. Și voi să zic că cât si taxi, nu aflai până tora exigisea ticare în și tu padi zborul la român și care lu hipsi tu auatul România. Lucru care, după mintea mea, niți nu îndreacă atât. Și după mintea mea, moabeta este atinumă, nu în greacă cât multul cât năsipare. Tora sunt fără niște oameni care cătugârsiră apriducător. Nu știa știi să zicem apriducătorul lui Asti, un armân Cristian Bandu, țibănează Germanie, ama el bână multul chiro România. Ți-va zic că știe germana, știe româna și te-a apridus dit germană tu limba română. Ama tifurnia, că fu multul chiro fugat din România, era important să aibă îngătat și altul careva care știe multul din limba română de aprediții și asta a fost Mariana Barați, a avut îngătat aceste ediție, a fost îngrijitoare de ediție. Totul, moabeta este la cunuma, mulți armâni patrioți și de aici din alte locuri, pistipsesc că tot ați discrisi una n-au cale de lumea armânească. Timini îmi pare că nu e așa. Noi him cum eram și aseara, cum eram și au așa un an, au așa 2 ani și au așa 10 ani. Nu alexeaști multul lucrul moabeta este cu numa. Voi mai să vă zici că aplicătorul fu cu tubursit, că ți-e de daulii numii pripusii de Weigand de limba română, armâni și arămâni, că ți-e aleapsii arămâni. Că ți-e aleapsii armâni și nu arămâni. Tora exigisea îmi pare multul limbit, că ți-e numai ta zâții cană azi arămâni. Eu prot am sipărut că Weigand va și alătusea, am să știți că limba s-a lăxeaști cu chirolul. Și vași tu ațel chironica să zățea și arămâni, nu maș arămâni, am și zborul arămâni. Aflai tu cărță că numai ții noi știm Samarina, arămânii de acolo zățea Samarina. Lucru care nu mă traiesti tu mintea noastră. Ți va zic că niscânti sonuri pot și schiară. Tora, de aia, că țelul fut tipusită a este carte. Văzăși varianta conspiraționistă armânească, cartea nu fut tipusită, ca si bă, ascum tu că Weigand nu zăsi a români, am zăsi armâni. Asta e varianta conspiraționistă armână. Mini, îmi pare că lucrurile șed altă soi. Ania îmi pare că ația zățea Weigand nu era convenabil din România, ama nu tu moabetea cu numai, zborul de altul țiva. Și v-a văzut scurtul care-i teoria lui și numai așa lui. Sculia germană, țipis, tipseaști, de problema asta care nămiteaște mulți din noi. Care sunt exigisile, explicațiile, de ația că armânii și românii au multe de adun. Și noi am mulți avițați germani și anamisa din Schweigern, distipsea că exigisea tia este ui diseptul limbă, sunt date de ația că tu în chirou, armânii, românii, megleniții și istro-românii bănară tu un teritoriu chino, comun. De adun. Bănară tu un teritoriu de adun, tu un teritoriu comun, chino. Asta e teoria numai așa lui, a mai mulților amvițați din Germania. Sigur, până aua, aproape că vă duceți bine și ții cărteaștii românile ăsta. Aista nu-i cărteaștii, e cărteaștii. Problema iui era acel teritoriu chino comun din bănarii de adun. Și aua, de aici e marea problemă. Că ție, ca ție invitați germani, zic că teritoriul acel chino nu era la nord de Dunăre, a mai era mai mult la sud de Dunăre, și de-apoi românii arăiră cât nord și armânii arăiră în pari, cât sud. Asta este pe scurtul teoriei. Asta care sigura mentalul colectiv românesc, este de dip, nu știu cum zic, zniacă, păguboasă, arau. Timini, aia îmi pare că este furnia de care pântul Sonii Weigand nu fu apridus atât chiro. Și numai știa asta sunt și multe comentarii, să zicem, care sunt realiste a plotul cartii. Ama putea să-i băgeamă ursite ca prozvolusitoare de români. Tora, vă zic că tu lumea armânească urdină una legendă. Legenda că Weigand fu pântit de cratul român.
Ții asti de alihia tu lucrurile astea și ții nu asti de alihia. M-ați mutris cu carte, tu ahuhită, omul ține zică lucrurile astea limpide. Și vață ți are limpide. Omul nu fu pâltit tu calea asta de cratul român. M-ați disclideți așa cartea, v-ați vedeți când uiaște protul zbor, iu zbițeaște protul zbor, zâțea și tu frânța notată cu X în padi este paragraful acel în rest. În rest, îmi mai rămâne să aduc mulțumirea mea corporațiilor erudite ale Societății Regale Saxone de Știință din Leipzig, Academiei Regale din Berlin și Guvernului Prusiei pentru acordarea generoasă a sprijinului care mi-a făcut posibilă călătoria. Ți vă zic că nu este zborul aici, din praț, dat de cratul român, te este călătorie care va ieși în ufeații toanii 1889-1890 și care este zugrăpsită tu aici carte. Pe de altă parte, de aici Weigand a avut o legătură importantă cu cratul român și a apucat praț de altul lucru. El fu adrat membru corespondent al Academiei Române la anul 1892 și apruchea la sugestia al HD-ul 6.000 de ani delay to one și de apoi am amânat zahiri delay to one ti lucru ti problema armânească. Și Weigand adră multul din multul ti lumea românească, adră un institut Leipzig de studii românești, eu învițară mulți învițați români și armâni, eu își luară doctorate și învițară carte. Ți vă zic că de-alihia cratul român, de-a de praz al Weigand, este un institut, era privat, Weigand era directorul institutului, și sigur că a apucat praz. Am mas mutrinții îngrepsește Weigand, nu putem să țem după mintea mea că el îngrepsi aței praz care nici nu era ca știi cât. Nu îngrepsiți, îngrepsi ti furnia că a apucat în scânță praz. Tot altul lucru ți voi să vă zic, noi armânii avem așa ca o întâlnire de complex, de inferioritate, care minim multul mi-i cărtește. Zâsi tadi xen, ti noi, tadi lucru. Și noi in învirinăm multul, in hârsim multul. Nu pistipsesul că asta e calea normală. Weigand, de aici a fost un mare învițat. Scoasi tu padi multi lucruri buni din lumea noastră, ama de multe ori și-a lătusi multul. Ți va zic că lipsește smutrim la el nu ca la o instanță supremă, ama ca la un ajutor, din noi, din lumea armânească, să ne ducim în heamă maghinii lumea din care ghinim. Am asta nu vă zic că el este autoritatea maximă și că tu ți dăți el de alihia așa este. Tu vreau să vă zic că este ca o năturilie de introducere. Nu voi să zburăsc cu multul, că nu știu câte răbdare aveți de moabetea asta. Cartea asta, pentru sonia, este un jurnal de călătorie. Este protul volum, ieșit la 1890 ținții. Deftirul volum, asta e paradox, deftirul volum a apărut cu un an înainte, la anul 1894. Protul volum este cu texte armânești. Domnul Bandu lucrează, știi, maestru deftirul volum, care îmi pare că va fi și mai interesant. Cât se apropo sunt texte armânești. Ți vă zic că ții feații Weigand. Chirodi un an, feații căriuri tu lumea armânească și au avați vedeți ca o întâlnire de jurnal de călătorie. Ții asti multul important în noi, avem o radiografie, o imagine din lumea armânească, toată cel Chirod, un în 1889, un în 1890. Avem aua toti horile prin care trecu și aproape toti horile mării armânești să fură călcate cu ciciorul de Weigand. Năzății Iu și Zu, la care armân și Zu, care era dascal, care era preftu, care erau oamenii mai avuți din hoară, sunt informații ghișteari, malmă, din noi, din lumea armânească. Mai mult de ahât, scoate tu padii, minările, mișcările de populație, tu lumea armânească este plină de arieri, de roiri, cum îți zici tu română. Noi daima fum picali, daima arăim. Ție este important aua că îți zici tica fi hoară, diu vini răninte, care era tradiția orală, tu ții mutreaștii arădățina, locul. Și mai ați vedeți aua ții minare de-ațea browniană,
avea armânii, când nu și dat un loc, când se muta cât iul era maghinii, îi se muta când nu putea să străxească bana politică dit Tadi Chiro, și atunci se mina. E, o avem una hartă excepțională, tu ții mutreaști lumea armânească. Tu, Soni, partea științifică este tu, Soni, tu anexe. Din partea asta de anexe, poate mai interesant de armâni, poate să lucrurile cu el față ca noturile de recensământ, de catagrafie, eu scoase tu padi câți armâni sunt tu. A luat după mintea mea, a lătusit multul. El zice că la acel an, după toată isapea lui germanică care va avea, la tu isapea lui ieșiră 150 de milii de armâni. După mintea mea, este imposibil să era ahât psănii. Sigur, armânii nu sunt mulți și nu fură ca nu are mulți. Am aniți ahât psănii. El zice de apoi că după mintea lui tu vără 50 de ani, armânii va să armână mai și vără 100 de milii și că până tu sonii torul lor va schiar. Alătusi. Himnica cabaia, sigur, va him pe moarte, himnica tubar. Și că ți-ai him tulcea, vreau să vă zic, mai știți zice de horli de care strag n-ai mai mulță de armânii de Tulcea. N-ai mai mulță armânii de Tulcea, de cât știu eu, strag de Lopova. Și Bișdova. Bișdova și Lupova, dar după mintea mea sunt mai mulță lupoveni. Bun, așa văd eu. Bun, și el zice așa. Bișdova și Lupova de adun, la nord de Melnic, pe muntele Alabarul, un în ilii țin țisutii de armâni. După mintea mea, tini pistipseari, si bahât psâng, căței, că mutriți, ei vineră tu România și este un lumache mult vârtoasă. După mintea mea, el au alătusit. V-ați vedeți au anexele astea, care este titlul armului, cum este casa armului, eu sunt o adrati horli. Principiul după care era s-a drau în apoară, sibă aparații, sibă aerul bun, furnile astea igienice. Este una sintaxarea și sintaxeam pozitivistă. Tora, el a dat o analiză, știți, sculiile românești, de orientările naționale tu lumea românească și partea naima interesantă este panorama asta cu câvgălul continuu tu lumea românească, țihim. Voi să vă zic că au așa pus în chirul la Vumoaspi la București, TDK. Și un armân sertu din Australia mi-a zis, ții griți la germanul ăsta, strânii potul al Weigand. Ții va în viața țină, te armă. Și i-a pândăsit eu ceva acolo, scârti în cheamă armânul ăsta. Și mi-a zis, ții cu Weigand, Weigand care zicea că armânii sunt căcea. Ația nu-i de aici. El, armânul ăsta din Australia care s-a încaci zuă din zuă, este master tu tehnea în căcearele. Zicea, nu poate să-i bădea lihețe, zice, vaga în atâta. Mâinii nu sunt caci. Da. De alihia, m-ați mutris cu cartea asta, v-ați vedeți una realitate armânească țitit doare. Ația că armânia mea era împărțită. După mintea mea, nu era împărțită cât după orientarea asta pro-grățească, pro-armânească, cât era una căvgă mai multul economic, care, în scântiori, era ascuntul sub furnile. Lipsea, știți, zicem că Weigand e mult realist acolo și vizui la el, vizui și tu alte cărță, salamite, istoria armurilor, ațea că grecomanii era mai mulți. Nu narisești lucrurile ăștia, am și este, era mai mulți. Ații care ținea cu România era mai psâni. El a dat și o constatare sociologică, ații care ținea cu Grăția era mai avuți, ații care ținea cu România era mai oarfâni. Și armânii care își pitrițea cilimeanii la sculiile românești erau oameni cu mapsână carte. Ți este fascinant tu studiul ăsta, este concluzia al Weigand. Mutriți rată de analfabetism, este tu România. Și zici, de 5 milioane și nu știu cât de români, 4 milioane 700 de mii analfabeți. Și zici, el tu lumea românească aproape că nu are analfabetism. Aproape aici picurar, știi, zghivăsească și să îngrăpsească.
furnia, motivul, păi că fu competiția asta la Anisa de greci și români, tasia mintă armânii. Și armânii mintimei, un a tras culie la grec, un la român și ajunsiră toți ambițați. Sigura că este și una parte vahi arau, că asta înseamnă tor, tu înăturlie divină, oportunistă, tu, tu lumea noastră armânească, am apântu să ne lipsești și vedem și partea asta bună. Una lumii, eu aproape acană nu era analfabet. Tora, eu văd eu că alătusești iar la Weigand, este când o zâții el a dat una analiză mult critică de sculiile românești de armâni și vahnița asta nu era mutrit ghine de români. Eu zâția și scălgiuiră mulți prați și cu rezultate de psânii. Mutriți câți matitați, câți elevi sunt tu sculiei vârțești, câți matitați elevi sunt tu sculiile românești. Și bianea, comparația, era tu favoarea a sculiilor grățești. De apoi zâții altul loc, eu zic că alătusește, au aridichi, am alătusește când zâții că sculiile românești vă să accelerează procesul de chirare a armânilor. Cățe că limba și-a duții aproape și va și-a lasă limba armânească, va uia limba română și așa va chiar în Mahonia. Asta e teoria lui. După mintea mea alătusi, cățe că lumache ăsta care vine tu România, zvizu că are multă silă, multă putere și cultura scrisă armânească n-ai mai multă, iasti, aua. Tu România, i ninti, tu anii care fură, din la oamenii care învițară tu ațeale sculii românești. De aceea, realitățile astea sunt multu paradoxale și mi-am dat cu când nu lipsește, judicăm, zdăm căbatea pe români, pe greți și așa mai largul, pe stipsescu că este multu maghini, îți vedem, ți-ți feați tu lumea noastră. Că ți-e, vă zici, nu voi să zburăsc cu caștii cât multul și zvâsi aurască. Vreau să vă zic ca un lucru care va vă cărtească când v-ați divăsit cartea Masiți Armâni. Ama eu zic că are ridichi. Multul, v-ați vedeți mult să furi armâni tu cartea asta. Mulță. Imaginele cu furile armâni sunt fascinante. N-ai mai fascinant, permite ață cu Coconeș, un fur care era la 60 și ceva de ani. La 60 de ani ațel era axi simnă, dau spre Săhăț și ninti de asta el ținea presin. Fur care ține presin, vedeți, ună lume paraxin. Ținea presini și așa ajung cum era, era axi simnă 11, dau spre Săhăț cu tufechea pe păltări și sibă ca xifter, ca șoi. Și permitusește Weigand că, nu știu eu, și Dzurăs doarmă, el durni și ațel nu înclisi ochiul. Că tu mintea lui era furlu Hectorlu, mi-a stii după stizmă și v-am ievată. Și ațel, nu știu cât, dau trei zâli, nu durni aproape aici. E când o durnea, mașca lui era lanță treș și mașca atunci el se băga. V-ați vedeți permite cu furii armâni, care îi luară un dascal, îi tăliară ureacle, că ei căftară praț, recompensă, nu, soia nu dea de praț, tălia ureaclea. V-ați vedeți alți furi care îi luară un iscânță cilimeani și îi vătămară, lucruri care va spară, îi cheamă. Ama, ți putea sibă furli tu lumea armânească? Putea sibă mașxen? Lipsea sibă și armâni. Tora, ca perifania și zâții Weigand, și tu cetile, tu pareile ațeale de furi care nu era armânești, grățești să-i vărgărești, căpia era armân. Și armânii care o zâțeau cu perifanie. Căpia și la ună pare adversă, ațelii armâni. Tora, sunt lucruri fascinante acolo, de limbajul secret a furilor armâni. Că nu zbura, era o limbă secretă care nu numai ta era limba armânească. Ahurhinda lui de la limba armânească era una altă limbă. Bun, Tora, ca să bitisim așa tună turnie înheamă ma poetică, mi-am induis, vă ghivățesc cum aș un scurtul pasaj. Eu, Weigand, zâții că s-a îndemusit cu un armân care era de Vlaho, de Olimpu.
S-a îndrăgostit o altă hoară, Serbia, nu, nu-mi greacă atât mult tu. Și a ieșit o armân, îi zisea și Atanas, era la gheatru. Nu știu cât se limiti în teamă. A, aua este. Că avei cunoscut, am fost, la fel în Zadau Sutimus, frații care au cartea, că avei cunoscut, am fost primit cordial de domnul doctor Atanas, un armând din Salonichi, care provine dintr-o familie din Vlahodivadon. Mi s-a părut interesantă opinia acestui bărbat despre propria națiune. În timp ce cei atașați de partida greacă nu vor să știe nimic de faptul că sunt armâni și oricând pot își reneagă într-un mod disprețuitor naționalitatea, partida națională, cu o prejudecată obsesivă, de parcă ei ar fi milioane, se lasă pradă iluziei că vreodată vor fi chemați să joace un rol important între popoarele balcanice. Dr. Atanas este de părere, în limba bogată în simboluri a poporului său, și aua este aproape poezie, noi armânii suntem născuți sub ostearea. Sigur, este și o notorie de pesimism aua. Ții Minduescu și v-am idănăsesc la masivă la Anghevas, zic că altul zboară și mă întorc. Lipseaște să avem tot tinia, ti gusta vaigant, ti adrăti lumea noastră, că fără mutrita ția fotografică de avașul năsută și mamutul de design, nu va să știam cât mult e lumea noastră. Lipseaște tinisim copuslu adrat de Cristian Bandu și Mariana Bara, că editarea este carte. Și va văzut ca oacă tu cu tugurseli care fură zăsit ei, fură zăsire după mintea mea când e psematic, că ei alăxiră lucrurile din carte. Amacană nu dea de ună provă concretă, ai stoi pasajul cu germană, ai stoi pasajul tu română. Și nu e asti apriduțarea corectă. Cană, ditații care cu tugurseli nu dea de actări urnechi. Mașar care zboară, că oamenii de aici să alăxiră noima zboarelor zăsit din vaiga. Lipseaște să-i tinisim tii lucrurile țin la drană. Și pentru sonii strițeam în heamă peste mărazea asta tiți fu Constanța, peste Psescu că oamenii salami din văsălia asta de Alihiană Tinisescu și sunt o ahâți români care zburăsc cu tii lucrurile bune, tii pursaticul bun și lucrător a armânilor. Și asta este imaginea care lipsește să o avem tii văsălia română. Haristo. Bine, face și bucurie. Avem o slujbă acum. Eu, Alec Malargu, din Fița Rământ, din Fițăsii Alex. Stării când zice să-ți vorbesc românește. O să vorbesc românește. Sunt de acord cu ce spune, cu ce spune Alexandru. Noi, într-o anumită măsură, am tot prezentat, să spunem, teoria despre armâni. Am încercat, de fapt, să dăm explicații, să căutăm sursele, să spunem așa, istorice și adevărul despre modul în care armânii, într-o formă sau alta, prin fluxurile migratoare din Balcani, s-au așezat într-un stat sau altul. Voi continua cu ceea ce a spus Alex și mie din această carte mi se pare foarte importantă și dintr-un alt punct de vedere. Este importantă cel puțin din motivele pe care Alex le-a expus aici, mai devreme. Mi se pare importantă și interesantă datorită faptului că este o frescă politică, economică, socială, culturală și etnologică, etnografică a sfârșitului de Imperiul Otoman. Sfârșitul de veac și de imperiu, sfârșitul de veac 19, sfârșitul de Imperiu Otoman, pentru că doar la 20 de ani, deja în 1923, Imperiul Otoman practic dispare prin tratatul de la Lausanne. Succesoarea Imperiului Otoman este Turcia și Turcia, de fapt, preia, să spunem așa, o moștenire culturală, politică, religioasă, să spunem așa, dar și identitară a Imperiului Otoman. Este o descriere excelentă a modului în care administrația otomană, pe alocuri coruptă, pe alocuri dornică să reformeze, pe alocuri, să spunem așa, îngăduitoare pentru autonomiile locale, pe alocuri foarte, să spunem așa, indulgentă la restul religiilor sau culturilor religioase din Balcani,
știm foarte bine că turcii au fost diferiți, cum sunt diferiți, de fapt, membrii tuturor popoarelor. Acest popor, popul, cum îi spuneam noi, armânii otomani, de fapt, cuprindea mai multe mileturi, mai multe comunități etnice, printre care și armânii. La 1905 primesc acea, să spunem așa, recunoaștere ca popor separat, ca milet separat. Pe, ce face Gustav Weigand? El transcrie, să spunem așa, o situație pe care o găsește pe teren la 1895, la 1899-1890 și la 1895 transcrie prin lăzile, cuferele acelea despre care ne vorbește Mariana Vara, pentru că la final Mariana Vara dă câteva explicații extrem de importante pentru înțelegerea acestui text. Și transcrie acele notițe care, spune Mariana Vara, nu sunt în integralitatea lor studiate, pentru că multe dintre ele se pierd. Dat fiind faptul că toate drumurile din Balcani erau nevoioase. Avem, de fapt, și un însoțitor al lui Weigand, o să vorbesc după aia despre el. Ce spune Alex aici și ceea ce nu ne convine nouă, armânilor, este, și subscrie și eu la ce spune, că, de fapt, avem caractere diferite și puțin dificile, complexe, aș spune eu. Suntem mândri, adică pirifan, cum spunem noi, primutat, adică ne apucă repede, ne sare repede țandăra și nacații innate, adică ne enervăm dintr-o dată, suntem energici, focoși, astea le avem, noi nu le avem astea. Nacații din calinatea, fiind primutata și cred că asta a fost de fapt și salvarea noastră, sursa pentru conservare. Pentru conservarea noastră am fost războinici, am fost, să spunem, combativi și ne-am păstrat cu o altă măsură limba, tradiție, obiceiurile. Spuneam că mi se pare și dintr-un alt punct de vedere pe care l-am deschis mai devreme importantă această descriere, acest jurnal de călătorie, care, așa cum spune Mariana Vara, este de fapt scris la persoana întâia, este un eu-narator pe care, de fapt, îl împrumută cei mai mulți dintre antropologii sfârșitului secolului XIX și în speță mulți erau germani și francezi, pentru că școlile acestea de antropologie se configurau atunci. Și mai mult decât atât, Weigand este specialist în filologie balcanică, romanist, adică are o filiație, se spune, literară. Se pricepe, de fapt, să articuleze foarte bine frazele. Ceea ce pentru noi este extrem de important și, mai mult decât atât, descrie, în primul rând, comparativ, comunitățile. Am stat la greci într-un han unde poate era mai curat, am stat într-un han bulgăresc unde era multă mizerie, am dormit pe un parc de scândură, toată noaptea m-am înfoit, spune el, și foarte multe ploșnițe m-au deranjat din somnul meu. Dă foarte importante informații despre atitudinile pe care le-a întâlnit pe munte, că el avea binocul, avea parte de fotografia, busol, avea ceas cu care cronometra distanțele în ore, în ceasuri, da? Și modul în care, la foarte multe trecători pe care Nachi Vuciu, o să vorbim și despre acest Nachi, pentru că vreau să vin cumva la opusul, la ceea ce a spus Alex, este foarte adevărat, mulți dintre, să spunem, controlorii trecerilor din Balcan erau armâni, erau capitani de haiduci, le spuneam noi armatori. Da? Erau cei care păzeau trecătorile, dar să spunem foarte bine că îi descrie și pe chiragii, după termenul turcesc, adică pe cărăvănarii armâni, care mergeau cum merg transportatori astăzi de la Constantinopol la Viena și invers, viceversa. Unele surse spun că ar fi fost și transportatorul unor secrete, unor mesaje, alții au numit, eu nu știu de adevărat, trebuie să, de fapt, să cercetăm documentele. Cert este că ei au jucat un rol foarte important în Balcan, rol recunoscut, de fapt, și de Weigand, pentru că în diferitele comunități identifică. Spune că ăla este armân după fizionomie. Într-o fotografie de la o anumită pagină descrie o piață din Bulgaria, dintr-un oraș bulgăresc și identifică armânii sunt vizibili în portul lor tradițional. Erau doi armâni cu mamuță în Bulgaria, adică bulgari împrejur. Lucrarea lui Weigand este, sau jurnalul acesta de călătorie este important și pentru modul în care ni se prezintă o întreagă lume politică, care lume după doar 20 de ani dispare. Pentru că se constituie statele naționale bulgari, români, din România, era ceva mai devreme, cu 50 de ani constituită la jumătatea secolului nostru, Grecia, care se configurează după 1830-1840 și devine un stat foarte critic și un stat care își revendică foarte multe teritorii în Balcan, inclusiv pe armâni, da? Apropo de partida grecească și partida românească, modul în care se înfruntă două tipuri de culturi lingvistice, da? În competiție, aș spune eu, Alex spunea mai devreme că nu găseai armânii analfabeți adevărat, pentru că erau puțini în comparație cu restul populațiilor balcanice și noi aveam această, de fapt și acum au părinții noștri, să învață ficiorii, noi n-am vițe noi să învață ficiorii și știi băie mai multul. Și evident că
erau cunoscători ai limbii grecești, pentru că totuși limba greacă era o limbă veche, o limbă care se utilizase și în biserică, da? Se cunoștea o limbă care avea o existență destul de îndelungată, comparativ cu româna care atunci se constituia. Și care totuși a recuperat extrem de mult, dat fiind faptul școlilor sau experiența școlilor românești din Balcani. Dacă au fost eficiente sau nu, altă discuție pe care o putem deschide oricând. Bun. Mai mult decât atât. Se configurează această lume a românilor care nu avea sub nicio formă intenția să emigreze la diferențe sau să plece în alte state, la diferență de spațiu destul de consistent, adică undeva 1500-2000 de kilometri, cum a fost cazul românesc. De ce s-au constituit acele, să spunem așa, războaie, adică au fost început acele războaie balcanice, automat statele și-au revendicat teritorii și atunci poporul român a trebuit să aleagă. Sau cel puțin mulți dintre ei spun, domnule, am fost aleși noi. O parte a căzut într-o graniță, altă parte a căzut într-o graniță și altă parte într-o altă graniță. Ceea ce, iată, putem compara cu ceea ce spune Weigand. Weigand nu vorbește de granițe, vorbește de culturi, de comunități. Vorbește de bulgari, vorbește de turci, vorbește de albanezi, vorbește de sârbi, vorbește de greci. Ceea ce nouă ne, cumva, ne conturează o imagine a unui, să spunem așa, mozaic etnocultural care trăia sub autoritatea otomană, dar care la doar 25 de ani nu mai există. La doar 25 de ani se constituie statele naționale, ceea ce înseamnă, de fapt, un alt tip de viziune politică, pe care și armonii o cunosc. Unii vor rămâne în Grecia, alții vor rămâne în Bulgaria, alții în Serbia, alții în Albania, alții pleacă în România după doar 15 ani, la 1925, după războiul, după pacea de la București, pentru că e o întreagă poveste și cu acest eveniment politic și, bineînțeles, geopolitic, să zicem așa, pentru că implică mai multe state balcanice. Și nu întâmplător se încheie la București. Mai mult decât atât, Weigand descrie, de fapt, comparativ cultura română pe români. Pentru că, fiind filolog balcanic, romanist, știa foarte bine diferențele între megleni români, aromâni, dacoromâni, pe care îi amintește în carte, în chiar pasajele pe care le citam mai devreme Alex. Este un bun cunoscător al limbii române, vorbea româna bine, Weigand, de altfel își înființează un institut de studiere a limbii române la Leipzig, pe Universitatea din Leipzig. Bineînțeles, stipendiat într-o anumită măsură de statul român, este un lucru foarte important, un lucru bun. Mulți lingviști studiază acolo, sunt prieteni cu Gustav Weigand și mai mult decât atât devine Gustav Weigand membru Academiei Române, ceea ce nu este deloc puțin. De ce? El iubea, de fapt, cultura aceasta, iubea poporul român și cumva avea impresia că, de fapt, e o dimensiune a alterității față de restul limbilor, să spunem, de origine anglosaxonă. Mai mult decât atât, Weigand vine cumva și întregește o imagine pe care strătupânii o povesteau nouă, dar o întregește din punctul de vedere a specialistului, a celui care cunoaște, de fapt, diferențele între ce înseamnă cultura, să spunem, gastronomică, ce înseamnă cultura socială, cea identitară, cea politică, da? El nu vine să amestece lucrurile, ci le descrie cu lux de amănunte și, de fapt, aceste elemente care țin, de fapt, de descrierea unor comunități ajung până la noi în alte rate. Și, să spunem așa, nu într-o ultimă, zicem așa, considerație, Gustav Weigand vine, de fapt, și ne descrie această lume fără să aibă nici măcar un grad cât se poate de mic de subiectivist. De ce? German fiind, ei erau foarte riguroși și, de regulă, școala germană educa cercetătorii să spună exact ce găsesc la fața locului. Eu cred că ceea ce a găsit la fața locului Weigand a fost transpus în carte, nealterat sau neromanțat, ca să spunem așa, decât în foarte, foarte puțină măsură sau aproape deloc. Mai mult decât atât, despre Weigand vorbesc mai mulți autori români. Weigand folosește termenul de limba armânească. Apropo de tema limbii, Alex a vorbit de tema numărului armânilor. Noi putem să aducem în discuție și o să găsiți în carte, dacă o veți citi, și tema aceasta filiației lingvistice. Numește limba românească Weigand, așa cum o numește și dânsușia în tot limba românească. Și bineînțeles că ulterior se alege acest termen de limbă română cu dialectele, așa cum le cunoaștem noi în teoria oficială de astăzi, românească. Alex reduse exemplul unor furi armâni. Sunt convins că ei probabil aveau rolul lor în Balcan,
cum erau și fur bulgari, erau și greci, erau și albanezi, probabil, probabil așa stau în deletnicire. Eu o să dau un exemplu din punctul meu de vedere concludent pe care Weigand îl lasă în aceste rânduri ca un fel de analiză a armânilor, da? A profilului, să spunem, a armânului. Aici îl descrie pe însoțitorul lui timp de 16 luni cât a călătorit și spune clar că atunci când l-a angajat, nu l-a interesat absolut deloc, o să reproduc pasajul, a să vedeți, de fapt, modul în care percepea cu armâni, consideră o pozitiv. La 21 iunie am angajat un slujitor, era un armân din Flahov Prisura, pe nume Mike Buciu. Un cizmar calificat care putea puțin să citească și să scrie și, în afară de limba lui maternă, cunoștea limbile turcă, bulgară și greacă. Deși era eliberat de curând din închisoarea în care a petrecut 11 luni din cauza unui delict politic, l-am luat în serviciul meu fără să-mi fac niciun fel de gânduri și nu am avut niciodată vreun motiv să regret. Era un bărbat scund, robust, poet, inteligent și plin de bună dispoziție, care s-a dovedit înțelept, abil și cinstit și a lăsat la Prisura soția și copilul și m-a însoțit în călătoriile mele. Mai departe, Weigand îl povestește, de fapt, despre altruismul lui Nagy Vuciu, cum el doarme afară și Weigand doarme lângă pere, cum el își dă, din fapt, din hainele lui pentru a-i fi bine lui Weigand, adică slujește cu mare, să spunem, cu mare sinceritate și cu mare dedicare. Aici, în fotografie, îl vedem doar pe jumătate, acest Nagy Vuciu lângă calul lui Weigand. Cristian Bandu chiar a trimis câteva fotografii despre care spune că n-a reușit să le publice, sau cel puțin au scăpat în ediția aceasta. Probabil că dacă veți vedea pe, nu mai știu, pe armânamea sau pe armânamea, este poza de pe coperta aceasta din spate. Din păcate și Cristian Bandu a fost foarte trist că exact personajul român cel mai frumos reprezentat în carte este cumva tăiat în poză. Puteți vedea în dreapta chenarului, se vede jumătate din el cu o pușcă. Iar Weigand este pe calul călare. Mai mult decât atât, o să închei cu această idee. Weigand descrie, de fapt, spațiul balcanic al popoarelor înapoiate, într-o anumită măsură. Înapoiate în ce sens? În sensul administrativ. Făceau comparații între Europa, așa cum facem și noi astăzi, între Europa occidentală și cea de Est, cum ne diferențiem noi față de acele culturi sociale politice, identitare, așa a făcut și Weigand un fel de comparație și spune el că, de fapt, sălbăticia otomană, în sensul, să spunem, cred că a fost prea dur aici. Adică acea desconsiderare otomană pentru administratul de rând, pentru cel care era, de fapt, supus otoman, mergea până acolo încât multe comunități erau total lăsate de izbeliște și la îndemâna unor, să spunem, bei sau pași locali. Însă, dincolo de acest aspect, Weigand descrie, de fapt, și încercările de modernizare. Însă, concluziile lui sunt acelea că Europa de vest, Europa din care venea el, era înainte cu cel puțin un secol, iar Europa aceasta balcanică, pentru că el încadra Balcanii într-o zonă europeană, rămăsese cumva tributară unor, cel puțin o nouă idee de modernizare. Este extrem de bine reprezentat în textul cărții aceasta, este reprezentat această comparație. Oricum, cartea merită citită, este un excelent, să spunem așa, mesaj, un excelent portret al lumii române de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX și explică, într-o anumită măsură, diferențele, cel puțin de geografie mentală, pe care le-au armânii astăzi. Dacă vorbești cu un armân din Grecia, o să spună ceva despre armânii și, în general, despre identitate. Dacă vorbești cu un armân din România, spune puțin separat sau cumva diferit de experiența, să spunem, spațiului identitar. Dacă vorbești cu un vârgar, un armân din Bulgaria, o să spună altceva diferit. Cert este că, într-o anumită măsură, Weigand pune bazele acestei diferențieri. De ce? Pentru că anumite comunități evoluează în mod diferit, și politic, și cultural, și din punct de vedere al limbii oficiale, în care ulterior se regăsesc ca elemente ale statului modern. Nu o să vă mai rețin, vă spun doar că la finalul lecturii o să înțelegeți cu totul altfel lumea românească, pentru cei care nu sunt armâni, și propria noastră istorie, să spunem, identitară, politică și culturală, a celor care suntem armâni și duchim, zburăm armâneaștii și ne dorim să păstrăm, așa cum spunea Alex, nu murim nici abonăm, am azi vedem cum câtva zburăm nica. Că alții zâcăhim pichiar, de alții zâcăhim nica țămașiții armâni safe, adevărați. Aristoi, mulțumesc foarte mult! Mulțumim!
mulțumim, Alex. Am să vă spun la final un singur cuvânt. Așa cum poate mulți dintre noastră știți, toate acțiunile și actele de cultură armânești au fost susținute și promovate financiar de către membrii comunității. Am să vă spun că și această carte a apărut datorită sprijinului financiar al domnului Costel Caranchiu, care este președintele de onoare al comunității. Am să vă spun două cuvinte. La final... S-o citiți cu plăcere. Mulțumim! Eu vreau să mai spun două cuvinte. Mulțumim lui Stelică Hudurea, gazda noastră de astăzi. Mulțumim la Gioga Ergoveanu și fratelui lui, întregii familii Ergoveanu și modul în care ne-au tratat tenia pe care ne-au făcut, adică respectul. Mulțumim tuturor celor care de la Turcia și-au lăsat ziua de astăzi deoparte și ne-au onorat cu prezența. Îi mulțumim și domnului primar aici prezent, dar a plecat, se pare că a avut treabă. Îi mulțumim foarte mult că ne-a însoțit și ne-a ascultat, a stat cu noi, a fost parte a evenimentelor noastre, ne-a susținut ori de câte ori a fost nevoie. Și mulțumim și la preasfântul Sfântului Psarion că ne-a îngăduit, ne-a binecuvântat și a fost parte, să spunem, a comunității române astăzi și probabil că o să mai fim în comuniune, să spunem așa, folosim un termen teologic, pentru că noi armânii, iată, am fost și suntem credincioși, cel puțin surorile, mamele, soțiile, bunicile, străbunicile noastre sunt bune creștine și pisime, să spunem așa, adică sfinte. Bine, ține de gena noastră. Aristotel.